Putem să începem? Da. Da. Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Călăraș. După cum ați fost și informați din mass media națională, pe 16 mai anul acesta a avut loc Consiliul Politic Național, unde sunt membru și eu și primarul Marius Dulce în Comitetul Politic Național. Acolo s-au discutat și vreau să vă prezint în mare ce s-a discutat în conferința politică națională, dar nu înainte de a-l prezenta, că în această conferință de presă l-am adus și pe domnul director general Eduard Grama, directorul operatorului regional de apă și canal EcoAqua. Pentru că a început câteva proiecte paralele cu activitatea de furnizare apă și serviciile pentru canal, să poată să se implice în cadrul comunității pe mai multe proiecte. Și a avut un proiect pe care o să vi-l explice și domnia sa când îi voi da cuvântul. V-aș prezenta ce s-a discutat la nivelul Consiliului Politic Național. Situația politică actuală, activitatea guvernamentală și a coaliției de guvernare, activitatea parlamentară, prioritățile legislative care vor urma de la preluarea guvernării, activități de organizare internă, activitatea externă și diverse, să spunem, lucruri care s-au întâmplat pe anumite organizații, anumite decizii de interimat. Primul lucru care s-a discutat și vreau să vă spun că ni s-a transmis foarte clar, vor fi desemnați în viitorul cabinet Marcel Ciolacu, vor fi schimbări la nivelul coaliției și de la PNL și de la PSD, rotativa va veni, sunt negocieri ca să se poată ceda anumite ministere, să rămânem noi la transporturi, să cedăm internele pentru PNL și mai sunt și alte discuții care vor urma după ședința coaliției. Noi a trebuit să dăm mandat președintelui Marcel Ciolacu și secretarului general Paul Stănescu să preia mandatul să negocieze în numele organizației. Iar o decizie foarte clară s-a luat aici. Miniștrii care vor fi investiți își vor pune secretarul general și un secretar de stat numiți de domnia lor, dar cu o singură condiție. Să fie de rândurile Partidului Social Democrat, nu tehnocrați și nu cei care sunt cu pensii speciale sau care au pensie și vor să mai aibă și un al doilea job. Aici, în această ședință, s-a stabilit foarte clar pentru cei care au optat să iasă la o vârstă timpurie din activitatea pe care au fost pregătiți. Sunt locuri în privat, sunt locuri să poată să facă afaceri, sunt destule locuri în România unde se poate să-și profeseze activitatea pe care au învățat. Nu vor mai fi acceptați și a fost o regulă generală, a fost supusă tuturor organizațiilor județene ca acest lucru să se întâmple de la preluarea mandatului domnului președinte Marcel Ciolacu pe funcția de prim-ministru al României. Da, la nivel județean va veni o lege, deci urmează ca cei care au pensii speciale să opteze ori pentru pensia specială, ori pentru a rămâne în activitate. Deci e clar că nu vor mai fi și cred că până la intrarea în vacanța parlamentară se va întâmpla acest lucru. Da? De la preluare, cred că prima ordonanță care va fi dată de către președintele Marcel Ciolacu, viitorul prim-ministru, va fi să separăm lucrurile clar pentru toată România, nu numai pe județe sau pe anumit județ. Și eu, la rândul meu, mă voi subordona și voi cere celor, sunt vreo patru persoane care sunt și cu pensie și cu salariu în Consiliul Județean și în subordonatele Consiliului Județean. Mai s-a discutat reducerea ministerelor, e o discuție care tot în coaliție a luat mandat să le discute președintele Marcel Ciolacu și secretarul general Paul Stănescu. UDMR-ul, la momentul ăsta, ca și număr de voturi, PSD și PNL au suficienți parlamentari, 231, întrucât să nu avem nevoie pentru guvernare și de UDMR, dar dacă parteneriatul a fost făcut în trei, se dorește în continuare ca cele trei partide să conducă în coaliție și să conducă România, dar cred că aici vor suferi modificări, UDMR-ul să primească mai puține ministere decât au astăzi. A mai fost o situație destul de delicată. Noi la Călăraș am girat un om politic de viitor pe care
Parlamentul l-a preluat cu mare bucurie, a fost lider sindical și om care se pricepea în zona societății civile și a specialiștilor din poliție ca să poată să reprezinte Călărașul. Intervențiile domniei sale, bineînțeles că nu ne-a făcut bine Călărașului luni și spunând că de la tribuna Parlamentului a făcut câteva aprecieri neplăcute, da? Și ne-a întrebat dacă călărășenii sunt așa cum spune mitică coarnă că el vine de la Călăraș propus de organizația Călăraș. Nu sunt numai lucruri bune pe care le-am făcut, sunt și lucruri pe care trebuie să le spun că la momentul ăsta nu ne face cinste mitică coarnă ca parlamentar al României, pentru că are niște exprimări care, nu știu, duc într-o zonă de neînțeles pentru mine. Pot să spun că e o greșeală a mea din cariera politică, pe care am propus un om care nu înțelege că în politică trebuie în primul rând să respecti pe cei din jurul tău. Nu se jignești pe toți, crezând că tu vei rămâne de unul singur și vei fi format tu un partid viitor și vei guverna de unul singur. Pe dacă el de acum gândește că vrea să fie președintele unui partid și el va continua să jignească, cine va face alianță cu el? Pentru că închide toate posibilitățile de a putea să face o alianță și o majoritate viitoare. E clar. Să spunem că va intra în Parlament, va lua peste 5% cu partidul Arca pe care domnia sa îl promovează. Va reuși el să facă o alianță cu cineva? E clar că dacă a închis ușile, a jignit și jignește în continuare, nu o să aibă nicio șansă viitoare politică, după cum o văd eu, ca om politic și ca președintele organizației județene Călăraș. Mai e o problemă pe care ni s-a spus foarte clar. Intrăm la guvernare cu câteva obiective foarte clare. Reducerea inflației și asigurarea cetățenilor că în iarna care urmează vor fi protejați de ordonanțe care să stabilizeze prețul la gaze și la energia electrică. Situația în care s-a întâmplat 2022, iarna 2022-2023 e destul de dezastruoasă pentru toți românii. Aceste informații se știu. Și Marcel Ciolacu, președintele partidului, a spus că împreună cu specialiștii partidului vor face tot ce le stă în putință să reușească, să plafoneze pentru populație prețurile, să poată să fie suportate și să nu mai pună atâta presiune. Chiar și prețul de 680, da, va fi destul de mare, ca să poată să-l diminueze și să poată să asigure un trai decent românilor, pentru că toate lucrurile astea se văd, majorările nu sunt suficient de mari cum s-a întâmplat cu energia și cu gazele. E clar, Ministerul de Finanțe prin rotativă va reveni Partidul Național Liberal. Aici s-a discutat despre Partidul Național Liberal că va prelua portofoliul de la Ministerul de Finanțe. Domnul Câciu a făcut o retrospectivă la ce s-a întâmplat, cum a luat Ministerul, cum îl lasă. O să urmeze o conferință de presă să informeze cetățenii României, pentru că Ministerul de Finanțe a fost găsit într-o situație destul de neplăcută și astăzi îl lăsăm într-o situație funcțională și cu perspective să poată să susțină toate proiectele pe care guvernul le are. Domnul ministru Rafila ne-a informat că există la ora actuală o linie de finanțare pentru echipamente complete pentru toate spitalele, unde dorim să modernizăm anumite zone. Aici urmează să depunem și noi Călărașul pe anumite zone să schimbăm CT-ul la nivelul județului Călăraș, că sunt învechite aparatura medicală pe care Spitalul Județean de Urgență, Spitalul TBC pe radiografii, da, și dotări pentru Spitalul Săpunari. Aici a fost și o surpriză plăcută. Avem Spitalul Săpunari, construcție nouă, introdus în linia de finanțare a băncii europene de investiții, urmează pe procedurile legale, noi avem și SF-ul la această investiție, urmează să fie finanțat din aceste fonduri. S-a mai pus problema de anumit specialist de organizație legăturile între ministere, agenții pe care coaliția astăzi le are. Adică toate agențiile și toate ministerele, să nu mai facem intervenții ca primarii să-și piardă timpul la nivelul ușilor, directorilor, secretarilor de stat și ale miniștrilor. La momentul ăsta, președinții de organizație sunt responsabili să se pună în agenda secretarului general Paul Stănescu și să facă invitație toți miniștrilor sau toți secretarilor de stat
în agenda lui să se cuprindă vizite în teren și toți primarii, nu numai de la PNL sau PSD, adică toți primarii județului, indiferent de culoratura politică, să fie invitați și să primească răspunsuri pe toate proiectele pe care le au. Cele mai vizate ministere acum sunt Ministerul Transportului și Ministerul Dezvoltării. Astea sunt ministerele care au astăzi, cu Compania Națională de Investiții și Programul Național de Investiții la Anghel Salini, cele mai multe proiecte în teritoriu. Ca și număr, s-a prezentat că avem 6400 de proiecte pe Programul Național de Investiții, dintre care PSD-ul are 2100 de proiecte, din care 500 de proiecte le-a și semnat pentru implementarea lor. La gaze a fost preluate din programul POIM 105 obiective de 5,5 milioane, dintre care 104 sunt finanțate. Pe Compania Națională de Investiție se vor deschide axe de finanțare din nou și Călărașul trebuie să-și depună proiectele, nu numai unitatea teritorială județeană și celelalte unități teritoriale administrative să-și depună pentru proiectele viitoare. S-a mai discutat și de alegeri. Alegerile, clar, vor fi în iunie, dar cum au fost și în, în mandatele trecute. Avem o problemă cu alegerile locale. Sunt 62 de localități din România care astăzi nu au primari. Dintre care s-au citit și dintre care suntem și noi, Călărașul, cu Comuna Socatu. Primarul Comunii Socatu, din cauza incompatibilității, el a fost suspendat și astăzi viceprimarul ține loc de funcție de primar. S-a mai discutat și de parlamentari. Decomasarea alegerilor s-a discutat și vreau să vă spun că nu va exista comasarea alegerilor. Partidul Social Democrat nu va susține ca din septembrie, după deschiderea școlilor, vom ține alegeri locale. Nu le poate comasa, că trebuie prelungite cele locale, să reducem în iarnă pentru parlamentare. Un singur lucru se ia în calcul pentru Partidul Social Democrat, se ia în calcul să putem să ținem primul tur de alegeri de la prezidențiale, să-l ținem și parlamentarele împreună, pentru reducerea costurilor și a cheltuielilor pe care le necesită alegerile prezidențiale, primul tur și alegerile parlamentare. Cred că dacă vă răspund la întrebări, după ce face prezentarea domnul Eduard Grama, directorul general ECOACOA, la proiectul pe care l-a Călărașul Education. Să vină domnul Eduard Grama, vreau să vă întreb, pentru că deputatul Dumitru Guarnan, într-o interpelare prin plenul Parlamentului, dacă pe deputatul fostul meu de partid. Nu mi se pare totuși lucruri care tu, ca parlamentar, fiind în cel mai mare for de reprezentare națională, l-a acuzat. Da, eu nu cred acest lucru. Cred un singur lucru. Domnul Coarnă încearcă să jignească exact cum a făcut de la tribuna Parlamentului. A făcut și PNL și PSD și toți parlamentarii așa, homosexuali. Da, asta m-a întrebat pe mine, președintele m-a cerut celălalt. La Călăraș sunteți homosexual cumva și nu știm noi că voi l-ați promovat Călărașul. De aceea, o mare parte a dus organizația județene Călăraș prin declarația pe care Dumitru Coarne le-a făcut. Inclusiv declarația pe care dumneavoastră o spuneți acum, că l-a făcut și păgar pe un coleg de-al domniei sale. Indiferent ce s-ar întâmpla printr-o cutumă politică pe care e nescrisă, lucrurile pe care le faci, le faci printr-un denunț dacă consider că ai o dovadă și ai o informație, faci un denunț împotriva unui coleg că știi prin metode sau cum a luat acel coleg al tău șpagă. Dar nu te duci să-l denigrezi în plenul Parlamentului încercând să-ți faci o imagine publică care nu e tocmai ok din punctul meu de vedere. Ca fost parlamentar o spun, nu am mai întâlnit așa ceva să văd ceea ce am văzut la Dumitru Coarnă. Da? Eduard Gana, mă te rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Programul. În primul rând vreau să vă spun că să vă fac așa o mică introducere ceea ce face momentul de față la nivelul municipiului Călăraș și am terminat de montat apometrii pe, la blocul M31. Este vorba de 200 de garsoniere care au apometrele pe casa scării. În momentul de față lucrăm la K13 și K17 și avem un lucru 5 stres pentru extinderea rețelei de apă și canalizare.
așa cum a apărut și în presa locală, au fost diferite discuții vis-a-vis de stabilitatea economică a operatorului. Pot să vă spun că operatorul are o situație financiară aprobată în luna trecută. Suntem capitalizați, așa cum, dacă vorbim din punct de vedere economic, nu le lipsește profitul și nu ne va lipsi nici în perioada viitoare. Profit care am promis că împreună cu acționarii și împreună cu principalul acționar Consiliul Județean îl vom axa în principal pe investiții la nivelul municipiului și județului Călăraș. În al doilea rând, situația Puiimului sunt lucrări care sunt în procedură și vor fi deschise în perioada următoare, respectiv 26 mai, 31 mai și la începutul lunii iunie. Sunt trei lucrări de execuție. Colegii mei încarcă în continuare în platformă și următoarele lucrări de execuție. Au fost întârzieri din cauza acestor actualizări aplicate conform legislației. În urmă cu o săptămână, împreună am participat la Sala Barbu Ștribei, la un eveniment Călăraș Education, un eveniment care l-am considerat noi că a fost un succes pentru că participarea și interesul a fost extrem de mare. O echipă din cadrul operatorului de apă și canal, împreună cu Mari Voivozeanu, ne-am pus la masă și am pus copiilor această platformă gratuit, că vreau să ne înțelegem. Această platformă a venit și vine către copiii de școală gimnazială și de liceu gratuit. Au mai fost discuții vis-a-vis de costurile acestui eveniment, dar vreau să vă spun un singur lucru. Am preferat să nu-mi dau prime la sfârșitul anului, așa cum vechea conducere în mod frecvent își asigura 30.000 de euro, 40.000 de euro și am considerat că trebuie să întoarcem aceste lucruri către comunitate și în continuare, împreună cu domnul președinte, vom genera proiecte care le vom întoarce comunității și ne vom axa în principal pe educație, pentru că unul din proiectele importante ale județului Călăraș rămâne educație. Vreau să văd cât bani a primit investorul Shelly pentru prezența la Călăraș. Shelly a primit 3.000 de euro pentru, ca să închidem orice fel de speculație, 3.000 de euro, există un contract încheiat pe procedură legală. Operatorul de apă, pentru că operatorul este cel care a lansat această platformă. Apropo de cheltuieli, vreau să mă întreb cum tot acomodările acestea pe care le-am dat acum pe casa scării, la anumite locuri, cât au costat? 40 de lei pe bucat. Și când se va finaliza montarea lor la blocul K13 și la celălalt fel și mai cât? K13 și K15. În următoarea lună va fi finalizată această lucrare. Sigur, am luat în calcul acolo unde au fost probleme, problemele majore la nivelul municipiului, acolo ne-am axat în principal ca să schimbăm aceste apometre. Chiar astăzi, înainte să plec de la birou, am primit o solicitare de la MIPE, prin care trebuie să punem la dispoziție și tot astăzi o să punem la dispoziție documentele pentru precontractare. Urmează să semnăm într-o săptămână cel mult două proiectul pe digitalizare și atunci municipiul, așa cum am promis, va avea apometre cu telecitire, apometre inteligente, până la finalul lunii august. Ați spus că ați început sau începe lucrările pe 15? Da. Extindere, da. Este pe un proiect sau este nu pe sunt. Buget propriu? Este pe buget propriu și sunt străzi care nu se suprapun cu Puiim. Care străzi? Fundătura Cazărmii, Bârsei. Sunt mai multe străzi care... Deci sunt în zona aia... Da. Principală. Da. În zona și în zona variantei. Și calea ferată. Și calea ferată. Canalizare și apă, da. Vreau să vă întreb de colegul din Consiliul Județean, prezentul Bravo, că nu l-a fărăit. E în continuare supărat. Eu consider că domnul Dumbravo face doar declarații politice. Am văzut și în ultima perioadă continuă să dezinformeze spunând că operatorul are o problemă financiară pentru că n-ar încasa în mod corect facturile, ceea ce este de tot râsul. Falsificați facturile și citirea contoarelor. Nu problema financiară.
Da, e o declarație a dumnealui, o respectăm. Pot să vă spun doar că facturăm corect consumatorilor, iar cei care refuză în continuare să ne dea indexul și să ne transmită accesul în apartament prin persoanele care le avem desemnate, vor fi în continuare facturați la paușal. Pot să vă spun că m-am informat, am tot încercat să avem acces în apartamentul domnului Dumbravă, dânsul refuză în continuare să ne asigure, bănuiesc că are ceva de ascuns, refuză în continuare să ne asigure acces în apartament și în continuare va fi factura pe paușal. Aveți plângeri din partea cetățenilor care au fost secuți la paușal? Nu am plângeri, am doar cetățeni care nu locuiesc în apartamentele respective și care au făcut solicitări către operator pentru a ne asigura accesul și a face factura de regularizare. Mai sunt pierderi în rețea? Sunt în continuare pierderi în rețea. Noi am intervenit în primul rând la nivelul operatorilor mari și aici am luat hotelurile mari ale Călărașului, unde am schimbat și am pus apometre inteligente. Am scos aceste apometre în afara instituțiilor la consumatorii care au spălătoriile auto. Deci am mers în principal acolo unde consumul de apă este mare și încercăm să reducem cu cât putem mai mult această pierdere de apă. Considerați ca măsură coercitivă pentru cei care nu sunt reglare sau care nu vă dau accesul să controlați echipamentele dumneavoastră, să întrerupeți furnizarea de apă în condițiile în care dacă vă veți încărca cu facturi care probabil că nu vor fi achitate și veți înregistra debite care va trebui să le recuperați cu o formă și nimeni nu vă garantează că le puteți dea. În momentul în care am preluat conducerea operatorului, pot să vă spun că existau provizioane de 7,3 milioane de lei. Dacă ne raportăm ce înseamnă provizioane, înseamnă că aceste facturi sunt neîncasate, înțeles, sunt constituite. O să le dublați, mergând în sistem. Nu le dublăm, pentru că oamenii au înțeles că trebuie să vină și să ne dea acces în apartament. Și la momentul de față... avem cale legală pentru că factura este, fiind serviciu public, factura este titlul executoriu și următorul pas este instanță. Pe Poinu când încep lucrările? Au început la fund. În Călăraș și în luna august-septembrie. Da. Cele unu este lansat. Îl deschidem pe 26 mai. Mulțumesc. Da.